Și acum că mă vezi, bine ai venit la o nouă cafea cu Marc. Vrei să știi povestea acestei cafele? Chiar vrei? Bine, să nu zici că nu te-am întrebat. Treaba ta? Și ce o să facem astăzi? Păi, practic, nu o să fac nimic, doar o să vorbesc. Ideea este că am desenat cu ceva timp în urmă, nu foarte de mult, ceva. Însă, nu am dat record atunci la cameră și nu am vorbit, pentru că am desenat pe laptop și nu eram acasă. Oricum, ideea este în felul următor, povestea este aceeași. Am ceva de lucru acum, așa că, dacă tot lucrez, măcar să vorbesc cu voi. Dar, până una alta, să înceapă intro și pa, să începem să povestim. Așa că, hai! Bun, având în vedere că și astăzi am de desenat, o să ne punem mânușa, semi-mânușa, pe mânușa noastră delicată și o să încep să desenez până una alta. Ideea este în felul următor, că ce am desenat atunci era vorba de păpușa mea minunată, pe care bineînțeles că o cunoașteți din liceu. Cea din, pe care o aveam în liceu, ca și sticker sau amprentă sau cum vreți voi să ziceți. Și era în felul următor. Stickerul pe care am vrut să-l fac în acea zi era vorba despre păpușa noastră, hashtag tata la zei, care era cu capul în aer. De ce? Pentru că încă nu era cu capul pe umeri, aș putea spune, sau nu? Ideea este în felul următor, că toate au plecat, că nu știam ce anume vreau să fac în continuare în anumite aspecte ale vieții. Dar, nici acum nu știu. Oricum, ideea este alta, că de acolo a plecat totul, în sensul că nu sunt cu capul pe umeri și ar trebui să-mi trag capul ăla pe umeri. Și tocmai de asta am făcut păpușa. Și nu, nu mi-e rușine să zic față de voi, că încă nu sunt eu. Sau sunt eu, dar eu sunt eu, că dacă sunt eu, înseamnă că practic ce nu sunt eu, înseamnă că sunt eu, dar dacă sunt eu, înseamnă că nu sunt eu. Oricum, cam da, asta este ideea pe care am vrut să o dezbat în acel clip. Și bineînțeles că după schița pe care am făcut-o, am vectorizat și acea păpușă minunată pe care, da, simpatică. Și da, cred că o să fac un sticker, zic, cred, dar cine știe, nu știu, poate. Bine, oricum am mai multe desene pe care vreau să le fac stickere și da, de ce nu, poate chiar o să devină sticker. Așa că cred că o să mai fac vreo 2-3 desene când o să scot stickerele respective. Oricum, povestea asta a fost. Oare sunt sau nu cu capul pe umeri? În mare parte, mă consider o persoană cu capul pe umeri în anumite aspecte. Voi fi autist, voi fi nebun, dar bine, ok, pe cine mic nu sunt. Am încercat și eu, na, ce vrei. După aia ziceți că nu încerc și că nu fac nimic. Măcar așa, e pe filmare, am încercat. Sau trebuia să încerc altcumva. Doamne, vocile astea din capul meu niciodată nu-mi dă pace. Și nu înțeleg de ce. Că doar sunt prieten bun cu ei. Serios, chiar am încercat să fiu prieten. Cu toți patru. Deși vorbesc toți patru deodată și nu prea înțeleg ce zic ei acolo, dar o să-i întreb. Oricum, ideea este că tata la zei poate că nu este așa cu capul pe umeri. Râdem, glumim. De-apoi, serios.
ce ați mai vrea voi să desenez? Poate așa îmi vin și mie idei. Oricum nu am așa ceva idei. Un singur neuron care săracu acum cu video ăsta a fost așa un pic deranjat. Aia neuron așa pe balansoar frumos. În colțișorul lui e undeva aici în spate. Stătea așa, dea pe balansoar. Zic, bă, trebuie să facem un video. Și era unde? Ce? Ce? Cu cine vorbe? Alo? Alo? Și te auzeai că, alo? Alo? V-am zis, e un singur neuron. E spațiu mult acolo. Se simte foarte bine, dar... Bă, ce faci? Păi nu trebuie să facem un video? S-a chinuit așa. Și a zis, ce? Să facem un video. Ah, ok. Și, bine, hai că facem. Și a obosit că nu prea-i folosit, știi? Deși e unul singur, dar nu prea-i folosit. Deja s-a agitat un pic. A zis, mă, ce? Ea... Facem, dar cum să nu? Nu facem, facem. Păi dar cum fac? Cam asta e povestea neuronului meu. Oricum, de obicei, el este cu minte, stă la colț, deci nu deranjează pe absolut nimeni. Chiar e bea fain. Mihai zic. Da. E neuronul meu Mihai, nu prea este folosit. Dar Mihăița al meu, și când e folosit, obosește repede. Dar poate într-o zi Mihăiță o să fie mai mult. Mihăiță să fie mai mult. Da, și cam asta a fost cu video de astăzi. Scurt, dar e bonus, sau bine, ok, e bonus. Căci după aia vine video cu copilul, sau o să fie video cu copilul și după aia o să fie ăsta. Nu știu, oricum ideea este că o să fie unul din video. Da, sper că v-a plăcut. Cine uita până data viitoare, dă un like, un subscribe, share. Cred că am mai zis share până acum, sau n-am mai zis. Oricum, să știi că nu mă supăr dacă îmi share-ui. Chiar nu mă supăr, adică nu mă grăbesc deloc să zic, bă, nu, că știi că nu-mi place. Și nu uita să dai un follow pe Instagram. Contul de Instagram îl ai aici și da, mai era ceva. Da, nu uita, până data viitoare, rămâi zen, pa!